tricoul Rapidului. Nu să fie, este foarte frumos. Am petrecut acolo 7 ani, extraordinar. Practic, cea mai frumoasă perioadă a carierei mele a fost la Rapid și mă simt bine în acest tricou. 3-0 contra Stelei. Era mai 0 când jucați Liga 1. Da, cu toate că am avut o perioadă foarte bună când Steaua n-a reușit să câștige împotriva noastră. A fost o perioadă când am reușit să câștigăm și cu 5-1, când am bătut și în Ghencea. Deci ne-am adus aminte de acea perioadă frumoasă. Ai jucat și alături de fratele tău, va urma să duci alături de fratele tău și la Iconeam? Da, este visul nostru. Am reușit acum câtva timp să jucăm împreună la Liga 2. Și dacă ni s-a invitat această șansă, de ce să nu jucăm în continuare împreună până în vară? Și sper ca evoluțiile lui bune ca și până acum să-l propulseze la o echipă mult mai bună. Ai vorbit cu băieții ce se mai întâmplă la Rapid? Cei care sunt acolo? Eu păstrez legătura cu foarte mulți băieți de la Rapid, pentru că am acolo prieteni vechi, am rude, este Ionuț Voicu, este cu mătru mâi am botezat copilul, Drăghia, care a jucat atâția ani cu el, sunt foarte mulți băieți pe care îi știu, Iacob, și mai țin legătura cu ei. Îmi doresc foarte mult ca Rapid să revină Liga 1, pentru că acolo este locul, și sper să fac o figură frumoasă și anul ăsta și anul viitor în Liga 2. Probabil la anul vor veni în gașa, când ești în Liga 2, vii la ei, joci la ei. Eu am spus mereu că îmi doresc acest lucru, să mă întorc acasă, dar din păcate nu depinde doar de mine, depinde și de cei de acolo. Deocamdată nu m-a contactat nimeni de acolo, este strategia lor, eu oricum le urez baftă în continuare și sper că m-am spus și mai devreme să ajungă în Liga 1. Cum e fotbalul românesc acum, Rapidul, Liga 3, probleme la Steaua, FCSB, Dinamo, locul 11, neciudat pentru tine care ai prins toată perioada aia când grandii Bucureștiului erau în partidul. Da, cum am spus, mai multe rânduri. Liga 1 fără echipele astea de tradiție este mai săracă. Aici nu vorbim numai de Rapid, chiar dacă eu sunt cu sufletul acolo și îmi doresc ca orice Rapidist să revină prima ligă, dar vorbim de echipe mari care sunt în ligile interioare, gen Petrolul, gen Cluj, Farul, UTA, Rapidul. Sunt echipe de tradiție care cred că locul lor este Liga 1 și sper pe viitor ca Liga 1 să aducă aceste echipe acolo, pentru că vedem că în ultimul timp fotbalul din România nu mai este așa atrăgător. Este o luptă strânsă, se poate întâmpla orice în play-off, se înjumătățesc punctele, mai sunt meciuri de jucat, cred că nu este câștigată bătălia aceasta. O să se dea lupta, cred eu, între CFR, Steaua, FCSB și Craiova. Mulțumesc!